A treia zi de festival ne vor si. A treia zi de festival este ziua în care ne așteptăm să vină cei mai mulți participanți, pentru că e sâmbătă și mâine e duminică și nu trebuie să ne trezim să mergem la serviciu. În această seară pe scenă, cred că cel mai așteptat este CK, care vine pentru prima dată în România. Vă spun și eu un lucru în premieră. Săracul, el a ajuns în România, dar cele 20 de valize ale lui n-au ajuns și nu are haine, nu are nimic. Așa că echipa noastră s-a dus cu el la mall să-și cumpere haine și lucruri de încălțat și ochelari de soare și așa mai departe. Tot în această seară va urca pe scenă și Don Diablo, Lost Frequencies, care este foarte așteptat de fanii festivalului. Așa că sperăm să nici nu plouă și să ne lase vântul în pace și sigur distracția va fi la cele mai înalte cote. Neversea a pus turismul muzical intern pe harta marilor țări, să spun așa. Aseară am întâlnit turiști care au făcut 14 ore pe drum ca să vină în România. Cum este? Avem mulți turiști străini? Avem 10% dintre participanții la festival sunt turiști care vin din afară. Într-adevăr, Neversea se află în top 100 cele mai mari festivaluri din lume și ocupă un loc 49, ceea ce după 5 ediții este un lucru extrem, extrem de mare. Avem participanți care au venit din Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Israel, Franța, Olanda, Germania, Turcia, Bulgaria și aproape de pe întreg globul, așa. I-am avut în fiecare an și asta pentru că cred că cei mai buni ambasadori ai festivalului sunt artiștii care promovează de fiecare dată România și Constanța când au ocazia. Și asta și pentru că e o căldură pe care o întâlnesc aici de la public, pe care nu mai întâlnesc în altă parte în lume și atunci cumva s-au atașat de Neversea și de Constanța și drept urmare și promovează atât orașul cât și festivalul și odată cu ei reveniți aduc și o bază mare de fani de lor și atunci da, uite, vin 14 ore pe drum și spun că cred că ți-au spus că a meritat distracția și drumul și mulțumim. Este...